La 23 aprilie 1399, Alexandru cel Bun se proclamă domn al țării Moldovei, fiind înscăunat în această zi de 24 aprilie. Fiul lui Roman I Mușatinul, Alexandru reușește să ia domnia țării Moldovei, susținut militar de Mircea cel Bătrân, domn al Munteniei, care își dorea un aliat în scaunul de la Suceava. Alexandru Voievod a fost un domn pașnic, de unde și renumele cel Bun. Un bun gospodar, continuând politica de extindere dusă și de Roman I. Moldova lui Alexandru cel Bun se întindea până la Marea Neagră, incluzând și Cetatea Albă la Nistru, mare cetățuie veche de pe vremea bizantinilor, deținută apoi de negustorii genovezi, care acceptă suzeranitatea Moldovei. Potrivit celor scrise de Grigore Ureche, Alexandru cel Bun a întreprins o importantă operă de organizare politică, administrativă și ecleziastică a Moldovei. A încurajat comerțul, confirmând negustorilor polonezi un larg privilegiu în 1408, act în care este atestat pentru prima oară și orașul Iași. Pe plan extern, domnitorul a susținut lupta împotriva cavalerilor teutoni și a respins primul atac al turcilor asupra Moldovei. Pe timpul lui Alexandru cel Bun Voievod este înregistrată Mitropolia Moldovei, care va fi recunoscută de Patriarhia de la Constantinopol în 1401. Alexandru cel Bun a întemeiat, între altele, mănăstirile Moldovița și Bistrița, în cea din urmă fiind ulterior înmormântat.